Bine, v-am regăsit la un nou episod. În acest episod vom juca meciul cu Clinchen și meciul cu Farul. Să sperăm că vom ciordi pe de noi înainte să jucăm cu cei de la Farul. Și ce să mai zic, episodul trecut a dat Gigi permisiunea de a cumpăra de vreo 3 milioane jumate și se pare că în sfârșit au acceptat cei de la Faro oferta de 3.100.000 de euro pe De Noyer. Să negociem cu jucătorul, vină domestic așa, next transfer window ok, în curând. 260.000 de euro pe an, 200.000 de euro la semnătură, 10% pe o vizuală văzare nu vreau. Și gata, ne-am înțeles și cu De Noyer, cred că până la meci cu Faro, cred că vine la București, n-are mare drum de parcurs. Bun, am acoperit și gaura din partea stângă din apărare, lăsată de Panțăru și chiar am luat un jucător mai bun, adică am investit niște bani foarte mulți pentru Liga 1, 3 milioane sunt extraordinar de mulți, dar ca să faci performanță în Europa, na, știi cum e, faci din Champions League 15 milioane, investești tu 10, că așa faci și tu poți să câștigi campionatul la rând, că n-are cine să mai facă 15 milioane, când avem doar loc de Champions League. Cam mai e chestia. Da, Tovlovici, Pereanu, Octavian, păi, să băg rezervele, nu cred, o să las, cred că tot la fel, nu, eventual, în locul unui Nedel cu... Da, n-am, las la fel și vedem cum merge. Că meciul trecut am câștigat cu 5-0, adică chiar n-ai pe cine să schimb din această formație super câștigătoare. O să le zic să joace ca meciul trecut. Jucăm pe arena națională, sunt undeva la câți? 14.000 de spectatori. Omoh de la Faro se pare că s-a transferat la Academica Clinceni. Trec primele 22 de minute, domnul la posesie și la șuturi. Dar nu scrie. Nedelcu văd că s-a cam accidentat. Păun. Bă, unde găsează mingea? Omoc cu o luptă de cap care îi pasă Lovenzo, care trage peste poartă. Nedelcu a jucat super bine, nu așa 7.0, dar este în același timp și mort de oboseală. O să schimb la pauză. Acum nu cred că are rost. Shoot, Vinicius, Niță, Lușo, Vinicius, Tiki Taka. S-au frecat de minge. E și asta un termen bun pentru această tactică. Budescu, Vinicius, shoot, Budescu, bun, e și din apărare, elegant. Acolo găsește pe Octavian Popescu care avansează pe flanc, dar trebuie să centreze, că are altfel. Cum cordea cu voleu și gol! Extraordinar voleu al lui Cordea, ne aduce în avantaj pe arena națională, senzațional, nu mă așteptam să dea din voleul de acolo. Dar trebuie apreciat și sprintul Octavian Popescu și centrarea senzațională. Deschidem scorul. Haruț, îi pasează cu Budescu și Budescu te șut, Nedelcu, Budescu din nou la balonul. Nu e o centrare pe mult de Octavian și Paul recuperează mingea. Dușo, bun, nu are emoții, Octavian Popescu crește acolo pe Munteanu către Octavian, Octavian către Munteanu care scrie, dar s-ar putea să fie offside. Să vedem ce spune Sebastian Colțescu. Și este gol valid. Perfect. Conduce cu 2-0.
Vreau să spun acum că mă întrebam, băi, dar tragerile la sorți pentru conference nu s-au făcut încă? Și după mi-am dat, am stat și am gândit, dacă mai țineți minte, că noi am terminat pe primul loc. Și primul loc duce abia direct în optim. Pe când acum trebuie să joace prima oară 16-imile. Și de-aia nu s-au tras tragerile la sorți. Dacă se întreba cineva de ce nu s-au tras tragerile la sorți pentru conference, de-aia. Bun, îl schimbăm pe Nedelcu cu Octavian Deaconu, mă rog, Ronaldo Deaconu, cum știe toată lumea. În apărare nu prea mai avem rezerve. Deci Ghiță și n-am uitat, nu, îl avem pe Miron, dar am uitat să pun pe bancă de rezerve AE. Și cam atât. Haruț, excelent, s-ar tecă lui și recuperează mingea eficient. Octavian acolo, către Dușo. Nedelcu către Octavian Popescu. Budescu. Șut către Muteanu. Budescu recuperează mingea, Budescu către Cordea, avansează pe flanc, o centrare poate, centrează către Muteanu, care este blocat de Bialy la cap. Omoc, William, avansează pe flanc foarte periculos, să vedem fundașul, nu știu dacă vor face față. Niță, senzațional paradă și senzațional slide tackle-ul lui Vinicius, care ne salvează, dacă nu era slide tackle-ul lui Vinicius în momentul de față, nu luam gol. Din simplu fapt că n-avea cum să ratezi omul din poziția aia. Senzațional să ai trecut la omul. Alu Vinicius. Nu ce prost, nici am putut să-l bag pe Miron, nu pot să gădea și ceva. Of. Nu prea avem rezerve, dar am putut să le pun. Am pus 10.000 de mijlocași și pe mijlocași, hai să-l bagă pe White în locul lui Shoot. Și facem și noi în locul lui Octavian, îl băgăm pe Iani Stoica. Dacă nu, Iani Stoica. Vinicius. Ghiță. Dacă nu. Vinicius, ținem de minge, nu are o să ne grăbim, avem avantaj, avansăm cu cap. Deaconu, Vinicius. Tiki-taka în apărare. Haruț, Waidă. Cordea, va să găsească acolo pe lui Muteanu, care este în doi adversar și cu jos slab, dar totuși pune probleme lui pe un. Și mingea se duce în corner. Nu m-a așteptat să nu prindă mingea pe un. Centrarea acum în care lui Budescu capul Bialy din nou respinge mingea. Budescu cu o lovitură liberă, Budescu pe un și Vinicius înscrie din rebound-ul lui pe un. Ce lovitură liberă executată extraordinară de Budescu, care pune mari probleme lui pe un. Iar Vinicius este atent și bagă mingea în poartă din respingere. 3-0, 7, 80 și a barat încă 3 puncte, putem să spunem. Tircoveanu, William, Cascini, Filip. William Longhair acolo periculos, citească la Gavra și ne luăm gol 3-1. Trec minutele, încă 4 minute de prelungiri și da, încă o victorie, perfect. Opa, Craiova a fost înfrântă de Rapid și trecem pe primul loc la 3 puncte distanță de Craiova. Foarte bine. Felicitări Vinicius pentru golul acordat. Faru este pe poziția 8-a. Concordia Cash este peste ei și Gaz Metan Medias. Deci nu este într-o formă prea bună Farul. Mai ales cu să le luăm un jucător chiar înaintea meciului. Deci se deschide pe alte transferuri
Pe 17 nu avem meci cu ei. Practic, cred că o să vină cu echipa farului la București. Și după o să-și schimbe tricou, pentru că... A, se pare că am marcat pe 6, a bătut concurs de Chiașna cu 2 la 1. Ofertă de... €95.000 și 500.000 în cam 2 ani. Și 30% dintr-un profit. Băi, băiatule, ce sunt ofertele astea? Serios, adică, nu știu de ce e. Bun. Oficial de noi este noul nostru jucător. După ce am plătit 3 milioane de euro pe el. Cine s-a accentat că n-am fost atent? Wider. Oh, e. Nu prea jucat titular chiar așa, meci de meci. Ghiță are reuniune cu Hagi și acum o să aibă și reuniune cu De Noyer. Am bătut recordul pentru o achiziție la Steaua. Celălalt record a fost de 2.900.000 euro, 900.000 de euro pe Florinel Coman, atunci se numea Viitorul Faru. Și acum l-am bătut cu cam 100.000 de euro mai mult pe De Noyer. Târnoveanu vrea FC-ul Craiova. Să joace, bă, dacă joacă titular, eu vi-l dau. Deci dacă Târnoveanu joacă titular, eu vi-l dau. Altfel nu. Că luăm ceva la tinere și aia a fost. Dar să joace titular măcar. Bun, îl registrăm și pe De Noyer. Și acum are meci și o să joace titular. Chiar împotriva fostei sale echipe. După meci cu CFR? Oho! Mă rog, mai e unul cu FC-ul Craiova, parcă. Da, și abia după cu CFR. Dar în momentul trebuie să am ce 3 puncte și cam acasă cu farul. Bun. Ce să schimbă la echipă? Eventual în locul lui Dușo îl băgăm pe De Noyer, clar. Direct împotriva fostei sale echipe. Wingback, fullback, hai să spun fullback. Sau nu, hai tot wingback ca să fie la fel ca Haruț. Îl băgăm pe Miron în locul Onuț. S-a băguit nebunia asta de sistem. Îl scoatem pe Wider. Îl băgăm și noi pe Ovidiu. Musi ok. Are un potențial bun. Și cam astea și astea titulare. Chiar n-ai ce să schimbi. Bun. Și Faro este o formație de atac. Cu foarte mulți jucători, Ioani. Aș putea, aș vrea să iau pe Ioani, sincer. N-ar fi o alegere. Dacă ar avea Târnoveanu potențialul care o să-l aibă la anul acum, l-aș fi jucat pe Târnoveanu. Dar așa, când știu că are potențial de doar 3 stele, nu pot. Dar eu cred că la anul, pentru că a apărat senzațional. Sigur, pe el are 2 metri, e portat de portată în Ovean. Adică nu scârție ca Vlad. Cam mai chestie. Când și-a gol, și-a gol, că și-a gol. Nu că greșește el sau... Mladen Artean. Ciobanu. Ciobanu acolo îl găsește pe Casap. Casap. Îl găsește pe Ganea scurt. Ganea care are poziție bună. Îi pasă lui Artean. Ciobanu. Ciobanu cu un șut. Trece pe lângă poartă, dar foarte periculos, ce știu dacă era pe spațiu porții. Cei de la Faro sunt la fel de obosiți ca noi, având în vedere că am avut o zi pauză între meciuri. Casa, poziție periculoasă, Casa, Chițu, rezistăm, pure ce trage pe lângă poartă. Mai periculoasă Faro. O să le zic că Dimen mor că nu-mi place. De noi este obosită, schimbește pe De noi cu... acum nu-i la top, deci nu poți să crezi ceva. Îl băgăm pe Miron în locul... Na, lăsa pe De noi ceea ce e obosit așa cum e. Eventual în locul lui Budescu băgăm pe Octavian Deaconu, Ronaldo Deaconu. Și... în locul lui Șut îl băgăm pe Ovidiu Popescu.
Legăm pe Miron în locul Vinicius. Hai că se poate. Grosu, Ganea. Mladen. Artean. Oh, ce intrare de roșu prostească lui Harut și rămânem în 10 oameni. Nu pot să cred așa ceva. Ne-a mâncat meciul. Harut. Mai era un pic din el, nu era de intrare de genul ăsta. Octavian Popescu recuperează mingea. Întoarce acolo către Nedelcu, Nedelcu către Deacu. Nu trebuie să pierde mingea, că este, mă, nu am ce pasă proastă. Că este, mă, în inferioritate numerică. Miron acolo, Bodișteanu avansează, Bodișteanu periculos, Bodișteanu care scrie farul de scris cu Răpărața. Of, mă enervează. Dar nu știu ce să zice, sunt 10 oameni, că prostul ăla de Haruța la roșu. Hai. Ghinion ce să fac? Ghinion și prostia lui Haruț, că nu cred că ne băteau dacă nu era acel roșu. Dar hai. Faptul e consumat. Ce noroc avem. Ce noroc avem. Noroc și ghinion în acest timp, pentru că dacă noi nu eram proști și ne încurcam, treceam la 6 puncte de Craiova. Dar așa am avut un noroc extraordinar încât Dinamo a bătut Craiova și nici nu se apropie de noi. Deci noi puteam să ne distanțăm la 6 puncte, dar am avut noroc că Craiova s-a încurcat cu Dinamo și rămân o distanță de 3 puncte. Că dacă Dinamo nu bătea Craiova, iar eram la egalitate de puncte. Și așa vine și Dinamo la 3 puncte de noi, care egalează Craiova. Da, păcat, ce să faci? A intrat super prostesc acolo Haruț. Îi dau salariu pe 2 săptămâni out, să nu mai primească niciun bani 2 săptămâni. Dar cam atât pe acest episod. Până data viitoare, ciao!